În fiecare an, pe data de 14 octombrie, credincioșii ortodoxi o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În acest an, din cauza evoluției pandemiei de COVID-19 în țara noastră, a fost anulat tradiționalul pelerinaj, organizat începând cu anul 1641. Peste 1 milion de pelerini din întreaga țară erau așteptați an de an să vină la Iași pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioasă Parascheva. Din cauza numărului mare de persoane care urmau să participe la Sfânta Liturghie, autoritățile au propus un set de măsuri speciale, care au stârnit numeroase controverse în ultima săptămână. Din cauza numărului mare de cazuri de infectări cu COVID-19, anul acesta, pentru a sărbători hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, nu mai au voie să vină persoane din alte localități. Astfel, miercuri 7 octombrie, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat că sărbătoarea Sfintei Parascheva nu se va mai organiza în perioada 8-15 octombrie, iar totul se va limita la Sfânta Liturghie. Cu toate că la momentul respectiv nu se știa dacă racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi scoasă în curtea Catedralei Metropolitane din Iași. Lucrurile în timp s-au clarificat și în ajunul sărbătorii s-a stabilit că miercuri 14 octombrie se va sluji Sfânta Liturghie, începând cu ora 9 pe podiumul amenajat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Catedralei Metropolitane din Iași. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost depusă în baldachinul special amenajat în curtea Metropolitană spre închinare. Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei. Ea a fost canonizată în ședința din 28 februarie 1950 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Atunci s-a stabilit și că în data de 14 octombrie să fie organizat hramul acesteia. Potrivit calendarul ortodox.ro, domnitorul Vasile Lupu a adus moaștele Sfintei Parascheva la Iași în 1641 și le-a așezat la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, ctitorită de el. Aducerea moaștelor în capitala Moldovei a fost un gest de recunoștință din punctul de vedere al Patriarhului Partenie I și al membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, pentru faptul că domnitorul de atunci al Moldovei a plătit în întregime datoriile Patriarhiei Ecumenice. Începând cu anul 1889, moaștele cuvioasei au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași.